În prima zi a noului an, încă de la primele ore ale dimineții, pe raza comunei Șopârlița s-a produs un eveniment rutier extrem de grav între două echipaje, unul de poliție și unul al Serviciului Județean de Ambulanță, OLT, ambele în misiune comună. Echipajul Serviciului Județean de Ambulanță a intervenit pentru a transporta la o unitate medicală o persoană al cărui comportament era deviant. Persoana violentă a fost transportată cu ambulanța, iar echipajul de poliție însoțea transportul conform protocolului. Întrucât pacientul ar fi devenit violent, conducătorul ambulanței a frânat brusc, moment în care echipajul poliției a intrat în coliziune față-spate cu acesta. 5 persoane au fost implicate în eveniment, respectiv 2 polițiști din cadrul secției de poliție rurală Bobicești, o asistentă medicală, un ambulanțier și un pacient. Una dintre victime este Daniel Bărbulescu, polițistul în vârstă de 36 de ani, care acum se află internat la Spitalul Județean de Urgență Slatina și, potrivit managerului Dan Stana, starea pacientului este favorabilă. Legat de starea de sănătate a pacientului Bărbulescu, polițistul implicat în accident din data de 1 ianuarie, se află în continuare pe terapie intensivă, dar este stabil hemodinamic. Medicii de acolo au decis să îi se repete computerul tomograf ca să vadă cum în ce situație mai sunt afectările pacientului. I-a scăzut ușor hemoglobina, dar dumneavoastră spun că nu este o chestie normală, dar nu este periculoasă la momentul ăsta. Iar la starea pacientului este într-o evoluție favorabilă. În urma evenimentului rutier, Nițu Fănel, în vârstă de 49 de ani, din cadrul postului de poliție Morunglav, a decedat ieri, având loc în mormântarea în orașul Balș. Pentru Daniel Bărbulescu, polițiștii olteni au organizat o campanie internă de donare de sânge. Mai mulți polițiști din diferite structuri cu grupa 0 au donat la centrul de transfuzii în cazul în care colegul lor va avea nevoie de sânge.